Veste bună pentru toți moldovenii dornici de a se odihni sau de a călători spre localitățile și stațiunile balneare ucrainene de pe litoralul Mării Negre. Din 7 iunie va fi redeschisă cursa zilnică de autobuze Chișinău-Zatoca cu extindere până la Carolino Bugaz, transmite curentul.md. Potrivit sursei citate, autocarele vor porni din Chișinău de la gara Autocentru la ora 23:40 de minute și de la gara Autonord la ora 23:35 de minute, în timp ce embarcarea de la Carolino Bugaz se va face înainte de ora 16:00. Ce ține de costul unui bilet de călătorie, acesta este de 180 de lei și va putea fi cumpărat pe teritoriul Moldovei doar la casele gărilor Autocentru și Nord. Reamintim că din 1 iunie cei care doresc să ajungă pe plaja ucraineană de la Odessa o pot face și cu ruta zilnică de tren Chișinău-Odessa. Pe cale ferată, prețul unui bilet variază între 151 și 195 de lei.